Traficul prin Vama Giurgiu și pe podul care leagă Giurgiu de Ruse este în continuare îngreunat de lucrările de reabilitare. În perioada următoare, având în vedere că a început sezonul estival, vor apărea probleme și mai mari din cauza numărului mare de autovehicule care urmează să traverseze podul. Oficialii CNADNR spun că restricțiile de circulație vor fi menținute cel puțin până la data de 15 august. În continuare, veștile nu sunt foarte bune pentru cei care trebuie să traverseze podul Giurgiu Ruse și nici pentru cei care vor să plece în concediu pe această rută în vara aceasta. Pentru că restricțiile de circulație sunt în continuare păstrate pe acest pod și nu se știe când vor fi ridicate. Ultima variantă pe care a anunțat-o CNADNR-ul și constructorul ar fi că restricțiile de circulație vor fi ridicate pe 15 august. Trebuie să reamintim faptul că lucrările pe acest pod au început în octombrie 2014, iar primul termen de finalizare a lucrărilor a fost în martie anul acesta. El a fost depășit deja, iar al doilea termen a fost stabilit pentru finalul lunii mai. La ora actuală încă se lucrează, circulația se desfășoară cu dificultate și, așa cum spuneam, abia pe 15 august este termenul la care este anunțată ridicarea restricțiilor de circulație, nu finalizarea lucrărilor. Șoferii vor fi nevoiți așadar să aștepte și în continuare ore în șir pentru a traversa podul Giurgiu Ruse. Dacă data de 15 august este deocamdată termenul pentru ridicarea restricțiilor de circulație, rămâne de văzut și când vor fi încheiate cu adevărat lucrările, iar traficul va reveni la normal.